Salut! Astăzi facem o plăcintă de foi foarte subțiri și brânză sărată. Hai să începem! Pentru început voi folosi o brânză proaspătă de vaci, simplă, neîndulcită. Am folosit în jur de jumătate de găletuță din aceasta de 900 de grame, așa că sunt în jur de 450 de grame de brânză. Am adăugat un ou ca să se lege totul. Amestecăm până se omogenizează totul. Și apoi am folosit niște bacon tăiat cuburi, 80 de grame, chiar cam, da, puteți pune cât vreți voi. Puteți pune și toată cutia dacă doriți. Îmi place că acesta este deja sărat, așa că nu prea trebuie adăugată prea multă sare ulterior. Eu am adăugat puțină sare, deoarece am gustat și nu era foarte sărată și îmi place să fie plăcinta cu brânză sărată, destul de sărată. Acum am topit niște margarină sau unt, cum doriți, și am folosit un vas termorezistent pe care l-am uns. Și pentru a face plăcinta am folosit niște foi de filo proaspete. Acestea sunt foile foarte, foarte subțiri, ca foaie de hârtie. Acestea nu trebuie desfăcute decât în momentul în care le folosiți, deoarece se usucă foarte repede și se crapă, nu mai sunt deloc elastice și apoi veți avea o grămadă de firmituri. Așa că țineți în pungă până când efectiv le folosiți. Le ungem și pe acestea cu unt sau margarină. Vedeți, la mine deja au început să se usuce încet. Foile acestea sunt foarte versatile, deoarece puteți face mai multe lucruri cu ele, dar eu nu le folosesc atât pentru strudel cum folosesc alții, ci de obicei pentru astfel de creații. În acest moment voi pune brânza printre foi, așa cum încape. Nu trebuie să fie foarte bine întins, deoarece este mai rustică și să avem cam peste tot câte ceva din compoziție. Mai facem puțin loc, așa ca să se scurgă brânza și între foi. Și acum la final vine ultimul strat, care îl punem deasupra ca un capac. Pentru asta am lăsat vreo 3-4 foi pe care le mai ungem puțin. Acum putem să coacem totul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 30-35 de minute, până devine rumen deasupra. Serviți când este aproape rece sau rece de tot, veți vedea că este foarte bună și excelentă pentru un snack, se face rapid. Și dacă mai vreți să vedeți astfel de rețete, abonați-vă la canal, dați un like. Ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!